Vă salut, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari. Am ieșit în grădină, e răcoare, în sfârșit, să culeg ultimele coacăze roșii care au mai rămas în tufe. O să vă arăt mai târziu ce metodă faină am și sănătoasă și foarte practică de a conserva aceste fructe minunate. Am cu mine un vas cu gura foarte largă, așa m-am obișnuit de la cules de la coacăzele negre, care, spre deosebire de cele roșii, se desprind foarte ușor. Cu cele roșii avem avantajul că ele, chiar dacă se coc, rămân mult timp în tufă, fără să se degradeze, iar nouă ne plac cele care sunt foarte bine coapte și, automat, mai puțin acre. Dar tocmai acreala asta este ceea ce le dă gustul special și, bineînțeles, reflectă multitudinea de vitamine pe care le are. Și vreau să vă mai spun astăzi câteva lucruri despre coacăz în general și să vă arăt și acele rețete. Haideți să începem! Coacăzul roșu este un arbust puțin pretențios, care își găsește locul ușor într-un colț din grădina noastră și este binevenit datorită fructelor sale cu proprietăți benefice deosebite. Bogate în antioxidanți naturali și fitonutrienți, coacăzele roșii se folosesc în medicina tradițională și în fitoterapie. Conținutul de vitamine de tipul A și B, vitaminele C și K, precum și bogăția de săruri minerale, în special calciu, fier, sodiu, zinc, fosfor și potasiu, transformă coacăzele roșii într-un excelent diuretic natural, precum și un puternic antiinflamator. De asemenea, stimularea sistemului imunitar, protecția ochilor și a vederii, purificarea naturală a întregului organism sunt doar câteva din efectele de care ne putem bucura în urma consumului de coacăze roșii. Din 4 tufe mature pe care le avem în grădină, culegem anual câteva kilograme bune de coacăze roșii. O parte le conservăm bob cu bob pentru tarte sau mic dejun cu cereale. O altă parte se transformă în suc, iar din ce rămâne facem un topping pentru budinci, înghețată și alte dulcegării. În primul rând, alegem frunzele și alte rămurele care au rămas printre fructe și apoi le spălăm bine, dar cu grijă să nu se zdrobească. Le lăsăm la scurs apoi într-o sită. Pentru conservarea bob cu bob, desprindem de pe ciorchini bobițele cele mai mari și mai frumoase. Le așezăm pe șervețele să se zvinte foarte bine, astfel încât să nu rămână strop de apă pe bobițe. Apoi, le introducem cu grijă în pungi de nylon, așezate pe o tavă subțire sau pe o folie de protecție pentru masă și le întindem cu atenție, astfel încât să fie distribuite uniform pe un singur rând. Putem să punem așa câteva straturi de punguțe, important e să încapă în congelator. Scopul e ca după ce îngheață bine, bobițele de coacăz să se poată desprinde unele de altele și astfel să le putem folosi ușor la tarte sau în combinație cu alte fructe congelate. Le putem ține în congelator așa, în pungile aplatizate, sau le putem transfera într-un singur recipient. Important e ca în cazul în care le transferăm să lucrăm repede ca să nu se dezghețe. O altă parte din recoltă o transformăm în suc. Pentru asta sunt mai multe metode, cu sau fără storcător, prin sită sau tifon. Important e să obținem cât mai mult suc, iar ceea ce rămâne să fie doar semințele și cojile foarte bine stoarse. Eu le-am dat întâi prin storcătorul de fructe și apoi am trecut pasta rămasă printr-o sită. Odată cu sucul trece și pulpa fructelor, dar asta nu e o problemă. Găsim ce să facem cu ea.
Transferăm sucul obținut în vase de sticlă și lăsăm la rece în frigider pentru câteva ore. Când sucul s-a ales foarte bine și pulpa s-a ridicat la suprafață, e momentul să le separăm. Transferăm pulpa, care e ca o spumă deasă, într-o crăticioară, iar sucul îl scurgem ușor cu ajutorul unei pâlnii în folii speciale pentru cuburi de gheață. Punem așa tot sucul, ne asigurăm că foliile sunt strânse bine, închise etanș și le transferăm la congelator. Și conform principiului nimic nu se pierde, totul se transformă, măsurăm cantitatea de pulpă din crăticioară și adăugăm zahăr cât jumătate din această cantitate. Punem la foc mic, adăugăm și o mână bună de frunze de mentă pentru o aromă specială și după ce fierbe 10-15 minute, transferăm totul, mai puțin menta, în sticluțe sau în borcane mici pentru o singură utilizare, drept topping pentru budinci, înghețată și alte produse dulci. Punem capacul și le lăsăm să se răcească încet în pături. Dacă fierbem ceva mai mult, putem obține o marmeladă dulce, acrișoară și parfumată, delicioasă de întins pe pâine cu unt. Să vedem acum și rezultatul muncii. Fructele înghețate bob cu bob. Cuburile de gheață cu suc de coacăze. Și toppingul ca bonus la principalele produse conservate sănătos, simplu și foarte, foarte practic. Dacă v-au plăcut rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați și clopoțelul pentru a fi informați de fiecare dată când apar noutăți din grădina BioLegumix.